Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie de unboxing-uri. Am vrut să fac seria asta de ceva mai mult timp, dar nu prea știam ce o să deschidem, așa că am dat câteva mail-uri aici colo. Și o să avem niște produse care o să vină la noi și o să le facem unboxing. Nu știu, mie mi se pare de destul de tare. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii. Bun, deci astăzi avem acest colet minunat de la Mobile Direct, un site foarte, foarte tare de accesorii de telefoane. Să vedem ce ne-au trimis ei. Le-am cerut mai multe produse și o să mi le dea practic în două tranșe. Adică gen de pentru două episoade. Oh, da, bun. Nu știu, vreau să spuneți ce părere aveți despre seria aceasta în comentarii, dacă mai vreți să facem, dacă nu. Oricum, o să avem niște produse foarte, foarte tari. Hai să vedem ce avem aici de la băieții de la Mobile Direct. Bun. Deci avem o husă pentru un Samsung Galaxy S7, așa arată, de la Verus. Și tot de la Verus avem, de la VRS Design, mă rog, acest stand de telefon, care este pe culoarea roșie, cum l-am cerut eu. Perfect. Totuși văd că arată mai mișto pe gri. Asta e. Hai să deschidem întâi husa. Vă place cuțitul meu? E super șmecher. Stai. Deschidem ăsta? Se deschide? Bun. Oh, și se deschide așa foarte frumos. Și văd că are un carton din ăsta cu un model de S7. Uite, puteți să vă laudați la colegi că aveți S7. Sau nu? Asta e husa. Eu zic că arată foarte mișto, are așa un design de metal pe ea, pe spate. Și iar aici am telefonul meu, un S7, hai să vedem cum vine. Mamă, cum e! Numărul 1. Eu aveam husa asta de la WAG, pe care am cumpărat-o tot de la ei, dar am dat bani pe ea. Asta mi l-au trimis ei. Respect, mă, mai direct. Și ea foarte, foarte mișto, așa, cu alba asta. Deci mi-am trântit telefonul de 100 de ori cu ea. Telefonul n-are nici pe naiba. Cu asta nu știu, văd că e protejat telefonul, dar nu așa de mult. Dar arată mult mai sleek decât aia, e gen așa mai, știi? Mai fain. Butoanele sunt super ușoare, așa de volum, se apasă super, super bine. Și ăsta de power e foarte tare. Overall e o husă destul de mișto. Spuneți-mi ce părere aveți despre această husă în comentarii. Să vedem suporturi de telefon. Un suport de telefon pentru mașină. Am luat ăsta pentru că știți că mergi cu mașina, e destul de enervant să ții telefonul undeva, știi, pur și simplu. Băi, arată urât aici, dă-le pe jos. Să-l ai pur și simplu, știi, și să te uiți. Și e destul de periculos. Și așa că dacă ai un stand din ăsta te poate ajuta foarte mult, plus că arată destul de tare. Hai să-l vedem. Marș, ce mișto e. Văd că are ce niște instrucțiuni, nu ne trebuie. Caution, ce scrie. Asta este, cum îi zice, o ventuză foarte, foarte puternică cu un lipici aici în mijloc. Bun, hai să vedem, hai să încercăm să o aplicăm. Asta nu mai pleacă de aici, jur. Și ăsta e suportul, practic. Uite, pot să... Dar nu l-am pus bine. Stai. Mamă, nu trebuie să lipesc de masă. Deci nu-l lipiți decât pe mașină o singură dată, că o să vă chinuiți. Deci chestia asta se lipește super, super bine. Ca să vă arăt eu așa, o să lipesc ăsta înapoi. Mamă, deci lipici mai puternic n-am văzut în viața mea, jur. Bun, deci ăsta e un suport de telefon destul de simplu, dar foarte tare. Făcut tot de la băieții de la Verus, VRS Design. Încape așa și rotiți așa, perfect. Și aveți tot aici navigatorul și câteva notificări. Eu zic că e un suport destul de șmecher. Îmi place așa cum arată, totuși pe roșu e destul de drăguț, zic. Și da, aveți link-urile de aceste produse în descriere dacă vreți și voi să le achiziționați. Deci acest suport de mașină și această husă. N-am fost plătit să zic nimic din chestiile astea, pur și simplu doar mi le-au trimis să le văd cum sunt. Și chiar îmi plac foarte mult. Deci husa asta e așa foarte, foarte tare. Bun, cam asta este unboxing. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul nou de like. Să vedem câte like-uri putem strânge la acest episod. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!